astăzi au decolat două aeronave, au decolat acum două ore. Ele au putut să aștepte după un anumit program, un MiG-21 Lancer, dacă cerem acest lucru, nu o să reușească niciodată. Deci raze mai mari de acțiune, armament mai variat, tipuri mai variate de misiuni. Vă dați seama că este mult mai bun din toate punctele de vedere. Este mult mai manevrier. Este o aeronavă care performanțe dinamice sunt mult superioare MiG-ului 21. Această aeronavă într-o luptă aeriană poate ajunge și poate susține 9 unități de supra-sarcină. Sistemele de arme de ultimă oră în relația cu celelalte aeronave F-16, chiar dacă poate este un avion care are ceva ore de zbor, este adus la ultimul standard de materie de modernizare a acest tip de aeronave. Are 9 stații de acoșare, sisteme de luptă aer-aer cu bătaie mult mai mare. Putem angaja ținte aeriene de la distanțe mult mai mari. Nu avem nevoie să intrăm în câmpul vizual și să folosim camuflaj. Încă execută aceeași, o gamă mult mai largă de misiuni decât MiG-21 Lancer. Casca, practic, integrează toți senzorii de la bordul aeronavei, ușurând munca pilotului și dându-i mult mai mult timp să supravegheze, să achiziționeze o țintă, fie aeriană, fie terestră. Vorbim de țintă care se mișcă după mișcarea ochiului? Sau? Da, da, absolut. Personal navigant la pregătire în Portugalia și personal tehnic. Deci pregătirea în Portugalia încă nu s-a finalizat, iar pregătirea în România, împreună cu partenerul portughez, va mai dura încă 2 ani de zile.